Un biciclist și-a pierdut viața după ce a fost spulberat de pe traseu de un șofer care conducea în stare de ebrietate. Accidentul a avut loc în seara zilei de duminică pe traseul M5 în localitatea Corlăteni. Conform investigațiilor preliminare, un bărbat de 40 de ani din Bălți, conducând un automobil de marca Deo, a tamponat un biciclist de 56 de ani, locuitor al aceluiași municipiul. În urma impactului, biciclistul a decedat pe loc. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, rezultatul indicând o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,72 de miligrame per litru. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului rutier. În acest context, poliția îndeamnă toți participanții la trafic să respecte regulile rutiere și să nu urce la volan dacă sunt în stare de ebrietate. O rețea infracțională bănuită de organizarea migrației ilegale a fost destructurată de polițiștii de frontieră. Oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliile bănuiților, atât în Chișinău, Orhei și Taraclia. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, grupul infracțional a activat din anul 2023 până în prezent. Membrii acestuia sunt bănuiți că anul trecut ar fi facilitat tranzitarea Moldovei și a Ucrainei pentru aproximativ 100 de cetățeni turci. Aceștia percepeau sume cuprinse între 500 și 1000 de euro per persoană, generând venituri impunătoare din această activitate ilicită. În rezultatul perchezițiilor la domiciliile figuranților, birourile de serviciu și automobilele personale au fost depistate și ridicate, documente ce confirmă activitatea infracțională, inclusiv procuri, contracte de muncă pentru cetățenii străini, copii ale actelor de identitate ale acestora, transferuri bancare, ștampile, mijloace financiare, telefoane mobile și carnet de înscrisuri de ciornă. În procesul de urmărire penală sunt investigați cetățeni din Republica Moldova, Turcia și Azerbaidjan, care ar face parte din grupul organizat. Investigațiile pe caz continuă. Un hoț cu gusturi elevate a dat o spargere la un magazin din sectorul botanic al capitalei, de unde a luat doar o băutură scumpă. Incidentul a avut loc în noaptea spre luni. Un necunoscut a spart vitrina magazinului, de unde a sustras o sticlă de whisky în valoare de aproape 2700 de lei. Imaginile de la magazinul spart au fost făcute publice, chiar de proprietarul acestuia, care urmează să facă totalurile pagubelor. Și paradoxul că nu le poți face nimic. Ei sunt mai protejați de legi ca noi. O furat un whisky, suma mai mică de 2700 de lei, administrativ, și voilà. Eu stau cu fundul în secă, dar el bea whisky la călduț și mănânc duci la altul. Iată cam așa e cu legea la noi. Supărarea păgubașului nu a fost comentată de poliție. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că a inițiat pe acest caz o anchetă, iar oamenii legii întreprind măsuri pentru identificarea făptașului și atragerea acestuia la răspundere conform legislației. Un student la economie a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Tânărul de 22 de ani a fost condamnat după ce a fost reținut în 2021 cu 60 de pliculețe de droguri sintetice de tip PVP în buzunare. Suplimentar, la domiciliul acestuia din Chișinău au fost ridicate alte peste 100 de grame de substanțe narcotice. Potrivit sentinței judecătoriei Chișinău, sediul Buicani, tânărul originar din Telenești, care în perioada reținerii era student la economie și finanțe, avea rolul de ambalaj a drogurilor în pliculețe și livrarea lor în ascunzișuri din Chișinău, de unde acestea erau preluate de solicitanți. Potrivit declarațiilor inculpatului, pentru fiecare pliculeț livrat, acesta era remunerat cu câte 3 dolari. Pe lângă acei 7 ani de detenție, decizia prevede și confiscarea unei sume de 10.000 de lei, ridicate de la condamnat în timpul perchezițiilor și contravaloarea celor peste 50.000 de lei primiți pe contul bancar, bani proveniți din vânzarea de droguri. Un carnet de șofer falsificat a fost ridicat de la un cetățean ucrainean la frontieră. Cazul a avut loc la punctul de trecere a frontierei costești, în cadrul verificărilor de rigoare asupra unui ucrainean de 36 de ani, care intenționa să iasă din Republica Moldova. Acesta a prezentat un carnet de conducere eliberat de autoritățile ucrainene, care a stârnit suspiciuni în cadrul controlului. Astfel, vameșii au stabilit în urma unei verificări mai amănunțite că documentul este fals. Deținătorul a recunoscut că a procurat permisul prin intermediul unui cunoscut, contra sumei de 8.000 de grivne. Conform procedurilor legale, permisul urmează să ajungă laboratorul criminalistic al IGPF pentru expertiză. Cercetările continuă în vederea elucidării circumstanțelor.